Happy Halloween tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi joc niște Killing Floor 2. Mi l-am cumpărat pe G2A. Aveți și voi link-ul în descriere către G2A ca să jucați și voi jocul acesta. Am dat pe el doar 4 euro și jumătate sau ceva de genul. Dacă vreți să ne jucăm, uitați aici și Steam-ul meu. Mă puteți adăuga la prieteni și ne vom juca împreună. Cum am spus, link în descriere să vă luați jocul. E la jumate de preț față de Steam. Să mor tu că sunt cu rușine echipă. Bă, frate, nu scap de pe rușine după CSGO. Că se pare că mă urmăresc ăștia până aici, pe Killing Floor. Hai să dau confirm aici. În caz că nu știți în ce constă jocul. Este un fel de... Cum dau mă mut ăstuia? Mut așa. În caz că nu știți în ce constă acest joc, este un survival horror cu zombie. Ai mai multe clase pe care ți le poți alege. Mie îmi place să joc suport pentru că are shotgun-uri. Hai să dau ready. Confirm și gata. Bun, să trecem la joc. Am văzut că sunt mai multe moduri de joc acum față de anii precedenți. Uite, bă, ce mișto. Scena asta zici că din Modern Warfare 3, când se prăbușește turnul Eiffel. În principal trebuie să omori zombie în acest minunat joc. Aude, cum vin. Sau mă rog, ăstora li se mai spune Zed, ceva de genul. Zed, așa. Mă bate engleza astăzi. Hai, încarcă. Fiecare clasă are diferite arme și diferite chestii. De exemplu, hai mă mori, așa. Bă, că mai înlaghește puțin jocul. L-am dat și eu la setările maxime și de-aia. Grafica pare a fi foarte bună, pe cum vedeți. Are și aceste, cum se cheamă, slow motion când e să dai câte un headshot. Așa, și am văzut o chestie nouă față de jocul trecut, de primul Killing Floor, care e de prin 2000 nu știu cât. În jocul acesta poți să dai așa, să le dai cu pistolul în cap zombilor în caz că vin pe tine. Ok, că în joc prostea le ia de shotgun-ul. Hai mă, mi-a furat ăsta. Voiam să-i dau cu shotgun-ul în cap, dar degeaba. Bun, hai mă, care zombie e șmecher aici? Am tras pe lângă. Opa, vin de ăștia mari. Ok, hai să-mi dau heal. Heal-ul se dă pe Q. Acum vă fac și tutorial cum se joacă acest joc. Mai scade mă mult HP-ul, se pare că da. Mai până mi se face siringa, din păcate. Aș! Stai că să-i amoare acolo. Ia de, luați de aici o grenadă. Hai, încarcă. Da-l mă, dracu, iarăși a borât pe mine zombiul ăla borât. Ok, wave complete. Hai să mergem acum la trade. După fiecare wave de ăsta de zombie, sau mă rog, zeds, cum li se spune, zezi, așa, te duci la trader ca să-ți faci, cum se cheamă, să-ți iei armură, să-ți iei toate căcaturi necesare. Hai, du-te. Acum nu mai este o gagică ca în jocul trecut, de era o gagică care îți vindea arme și astea, acum e un robot ceva. Hai să văd dacă pot să-mi cumpăr ceva, nu prea pot ea, dacă e să vând ăsta 100 și ceva la 700, aici e la 700, dar degeaba, mă bate, n-am ce să fac. Sau și eu, ia că vând ăsta. Și mi-au shotgun-ul ăstălalt, că ăsta gen le dă și foc. Așa, mai am ceva bunuț și hai să-mi iau o grenadă. Hai să-mi iau două. Și la fix merge de unde ăsta și gata. Bun, și gata, cred că suntem pregătiți acum de război. Chestia asta mi se pare faină, când e să fii încercuit de zombi, le dai așa aici. Și am văzut că unele chestii gen se pot strica, de exemplu, nu știu. Ia, se are vopsea după mașină. Uite, asta trebuia să fie Renault. Am văzut gen, nu știu, unele chestii, nu știu cum să zic. De exemplu, interacțiunea cu obiectele din jur este gen cam Battlefield, de sparg, te cade, te încoale pe pereți, cam așa am văzut și pe aici uneori. De exemplu, niște dozatoare de suc, dădeam așa în ele și cădea de pe ele, se rupeau bucăți din ele, era mișto. Opa! În caz că vă întrebați de ce dracului vin niște plante carnivore după mine, e că e update de Halloween la jocul acesta. Bine, de asta este și a fost și ieftin în jocul, că e mult mai scump în general. Acum ăștia sunt așa caractere de Halloween, că de e Halloween-ul, că mă, normal arată mai altfel. Am văzut niște zombie ăștia sunt invizibile, ai drecu. Mă amintesc că în jocul trecut erau, cum se cheamă, femeia asta invizibile. Opa, bine că mă întoarce imediat când vin ăștia așa. Dă-i mă în cap, iată ăsta e vurcolac al drecu. Hai, încarcă.
A, văd că am primit mesaj pe Steam. Deja mă întreabă Eminescu cât am dat pe Killing Floor. Ia dă-mi pistolul. Hai, Daniel, Daniel, Daniel. Așa. Puac! Puac! Puac, 11 XP. Hai. Ia să mai bag așa o siringă în mine să-mi dau heal. Și mai vine unul pe acolo. Mamă, ce aici? Hai, încarcă. Au, ce vine pe aici? Grenadă! Mai vin, mă? Uite, un alt de ăsta tărător pe acolo. Bă, dar nu înțeleg de ce a trebuit să-i facă pe ăștia. Dar mori, mă! Mai găsești cutii de gloanțe uneori pe aici, dar văd că niciuna prin zonă. Ce-a făcut, mă, așa? Mi-era că avem vreun boss din ăla periculos. Așa. Ăsta e Berserker și ăsta dă de mult damage așa cu miliuri. Hai să mai dau un heal. Bă, dar niște cutii de gloanțe nu găsesc și eu pe aici? A, mai sunt doar doi zombie. Hai că nu e chiar așa nasol. Bun, hai să mergem la... Văd că acum ai voce de femeie la trader. Mai devreme nu era. Cum mai vorbește și asta, ma. Ding, ding, dong, se pare. Bun, uite aici și traderul sau traderița. Hai să ne mai luăm niște arme. Bag așa un meci de Killing Floor ca să... Iasă episodul calmea, ca să vă prezint și jocul. Hai că-mi cumpăr arma asta, că-i gelea, gelea, gelea. Genială și belea. Eu combin mereu cuvinte când vorbesc, se pare. Hai să-mi fac armura, că asta-mi trebuie. Grenada nu mai pot să-mi iau. Gloanțe de ăsta mai am. Stai, unde-i vu? De dracu-i vu ca să vor, sau zu. Bă, 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 niște bani pentru mine, PLS. Stai, mă, care dracu-i? V? Așa? Nu. Caps locul era... Mă aud? Hello? Bă, niște bani. Money, please. Last chance. I have to power down the pod. No one? Ok. Asta, mă, cu Valacul m-am jucat. Bă, Valacule, ce faci, mă, cu tine? Am jucat și Killing Floor-ul, nu, parcă, nu? Bă, culmea, vezi că filmez. Zici și zici un salut pentru YouTube. Și l-am bubuit pe ăla. Cu Valacul ăsta am mai jucat Killing Floor, nu văd că și-a luat și Killing Floor 2-ul. Ai, apropo, cum am spus, dacă vreți să vă jucați cu mine așa să apăreți random în episoade, cum a avut tipul ăsta noroc, puteți să mă adăugați la prieten pe Steam, aveți linkul în descriere. Hai, încarcă. Mă, ce mișto, mă, m-am găsit cu un prieten. A, dar nu mai am gloanțe în pistol. Hai să mergem să curățăm. Mamă, ceva slow motion. A, a făcut ăsta slow motion, l-a omorât pe ăla ca lumea. Ok, trebuie să curățăm tot locul ăsta. Așa, i-am spart capul. Care șmecher? Puac, zbor de aici. Ăsta e Logan? Am crezut că e Logan ăla. Opa, dă-și-te invizibil în spate. Nu mai sunt gagii, se pare. Erau unele invizibile pe jocul trecut. Dădeau alea din țâțe când le trăgeai în cap. Îți venea să te faci necrofil când le vedeai. Dar chiar, mă, dacă ai fantezii cu femei zombie, se poate spune că ești necrofil? Mai veniți, mă! Ok, să-mi iau asta la altar, mă, că nu mai am gloanțe. Uite o cutie de gloanțe, perfect. Care țipă, mă, dar nu mai țipa, mă, firai tu să fii de țipă. Sirenă, cică, sunt astea care țipă. Dar fix sirene, bine, cică, sirenele ei hipnotizau, parcă, cum sunt legendele astea pescărești, pe marinarii hipnotizau, nu știu cum. E, firai, el de sirene. Deci, curios, cum se cordez sirenele, că astea n-au pizdă, deci nu știu în ce gaurele o bagi. Ok, vorbesc ca murise, pare și o să-mi iau demonetizare, dar ce-mi pasă mie? Eu sunt un YouTuber fără frică de demonetizare, că fac și așa bani destui. Ia, ce avem aici? Every weapon. Ce naiba poți să... Aia nu poți să iau pistolul ăla. Hai, încarcă. Stai să-i trag în butelie. Așa. Puac!
Puac! Puac! Dă-i mă, dă-i mă, stai mă acolo jos. O să ies un episod ca în lung cei drept. Mai sunt 18-10. Aoleu, ce vine aici. Ce dracu mă, ăla trage cu lasere mine. Ok, l-am pălit pe ăla. Hai mă, vină un coace. Hai după ăla, du-te, 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 du-te. Hai că l-am pălit, ok. Mă, dar e mult mai distractiv jocul ăsta față de primul, nu știu. E mult mai distractiv cei drept. Nu e la fel de horror. Ăla, tu nu știu, avea o atmosferă mai horror. Bine, aici e update de Halloween, e așa mai happy, nu știu. Deși culmea, dacă tot vorbeam de-astea de... Ce dracu-s mă astea? Astea sunt pentru cine are aruncătorul de lame de flex. E o armă ce arunci cu lame de flex, se pare că a avut-o unul. Na, m-am găsit și cu Valahu. Și nu, nu cred că e Radu Valahu. Ăla mare care face Scandenberg. Ok, încărcăm și ăsta. Așa, mai am bani? Hai că mai am timp și bani. Hai să văd ce pot să-mi cumpăr. Să-mi vând... Nu, nu vând shotgun-ul ăsta. Dar, deci nu mai am, pot să-mi iau nimic, că e full. Am ăsta full. Hai să fac așa. Full, 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 full. Upgrade-uri pot să dau? Nu pot să dau. Că nu mai am loc. Să vând ceva atunci? Să vând shotgun-ul ăsta? Nu, no, îl păstrez, îl păstrez. Să-mi iau ceva în locul lui. Două pistoale. Ce dracu e ăsta? Mesh shotgun. Hai să vând ăsta și îl cumpăr pe ăsta. Nu încape? Stai mă că nu mai am bani nimic acum. Bye. Așa. Hai că mi-am mai schimbat un shotgun. Cred că n-aveam loc de el sau... Mașina mai te mergați. Bun. Ce am de făcut? Wave incoming. Final. Final wave? Ok. Ah, deci îmi arată și muzica de pe fundal. Cum se cheamă acolo în dreapta scrie. Hai dă-i mă, dă-i că du-i... Atâmă armură aici pe jos. Să-ți uminte că aici am o armură. Dă-ți heal. Ia mă, celălalt shotgun cum dă. Sper că vine ceva moare. E, l-au polit ăștia se pare. Hai să mă uit din spate să nu vină totuși. Mamă, dacă câți playeri au venit și eram doar vreo 3 la începutul episodului, ați văzut? Hai mă că eu trebuie să fac kill-uri multe aici. Da mor bă, da mor bă și tu. Hai încarcă. A luat ăla, a luat-o el muniția. Eh. Nasol bă că e o limită așa de arme. Să fie kilograme, ați văzut cum e acolo. Anumite chile de arme trebuie să ai maxim. Mai bine era, nu știu, gen ca pe PUBG. PUBG. Două puști, un pistol. Să fie mai clar așa. Că așa gen ca să faci killele alea maxime, poți să-ți iei 10 pistoale și gata. Opa, charger! Stai să-mi iau ăsta-l-alt. Ăsta e mai bun. Aoleu, zdui de ăștia. Am omorât unul? Hai că am omorât unul de ăsta. Charger și mai unul. Uite-l cum dă. Auci. L-a polit? Nu l-a polit. Dă-i bă, dă-i, 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 dă-i. A murit? Cred că a murit ăla. Bă, și-o dați rău monștrii ăștia noi. Au adăugat mult mai mulți monștri, dar în schimb mi se pare că nu mai avem pe Patrick. Patrick e bossul de pe jocul trecut, nu l-am văzut să fie și în jocul ăsta. E, cine știe. Gata? Ăștia au fost? Nu, no, mai se pare. Hai dăm și celălalt shotgun totuși. Pe ăla, shotgunul ăla de zici că e un M4-ul păstrez pentru... Sau M16, mă rog. Pe ăla îl păstrez pentru, cum se cheamă? Ăsta dă cu cuțitul, ce dracu? Care dă... Ăsta dă-n mine. E că e bine că ăștia văd că vin de afară. Opa, să nu intre... Bă, dă, ăsta-i vârcola grecu. Îți spun mai mult zombie acum, văd, față de jocul trecut. Și asta e și mai mișto. Face gameplay-ul mai plăcut. Mamă, ce-o burut ăsta pe mine. La un moment dat, pe Killing Floor 1, tot așa, era un carcalac de ăsta gras care vomita pe tine. Era gen cu skin de grasă. Nu știu, era un fel de grasă. Zice că era Muriel din Muriel și Eustas. Sau Eustache, mă rog. Eustache traistă. Hai să... Deci vine acum boss-ul, cred. Să mergem la trader. Încărcat. Hai să țin încărcate gloanțele așa. Hop. Ia gloanțele să le am. A, aici e traderul. Bun, hai să văd dacă pot să câștig aici. Bonjour, madame professeur. Hai să vând asta. Sell. Îi dau ăsta upgrade. Upgrade.
Fuck, upgrade. Mai pot să-i fac. Mai pot să fac upgrade, nu mai pot. Ok. Deci nu mai am loc să-mi cumpăr nimic, se pare. Hai să-mi iau de la alte clase atunci ceva. Pipe bomb. Să-mi iau pipe bomb. Nu că pești mai am niște puști. Hai să-mi iau pipe bomb atunci. Bye. Și gata, ăștia mi-au fost banii. Full? Cred că da. Astea, pot să-i dau. Hai că-i dau ăstea. Upgrade, upgrade. Hai că am dat upgrade la pistoale. Ce upgrade tu avea ăsta? Nu știu. Chestia asta cu upgrade-urile nu era în jocul trecut, în Killing Floor 1. Hai să vedem dacă putem bate zombiul ăsta care vine acum. Am și pipe bomb, să țin pregătit. Hai că vine acum. Hai că mi-a lagat o secundă. Dr. Hans Walter. Watch the red grenade warning indicators. Bă, dar eu nu-l văd. Asta e invizibil sau nu înțeleg? Hai să țin pregătit ăsta. Deci, pipe bomb. Bun. N-am prea multe, dar o să le păstrez pentru carcala cu ăla. Asta ne gazează. Mai ceva că pe evrei. Și bine că ne arată și viața bossului ca să-l putem bate. Să știm cât mai avem până-l batem. Dă-te, dracu. Hai că i-am dat și cu pai bombuși degeaba. Bă, dar ce dăm atâta de... Dă-ți mă heal, dă-ți mă heal. Hai că i-am dat ceva damage. Atacuri noi ai. Bă, păcat, o să-mi lipsească Patrick la când mă chinuiam pe ăla. Hai să mă să iau gloanțele de acolo dacă nu l-o fi luat careva. Poate mai dă și mie niște pipe bomb de la ceva. Că vă că l-a demeguit cât de cât parcă. Hai, spune bă că-mi dai pipe bomb. You pick it up ammo, hai să văd. Am pipe bomb, hai că am două pipe bomb-uri, bun. Ia mă, un s-a dus bă moacă ăsta. Hai că aștept să pășească din nou acolo. Da, bă, că se ciur pe playere acum. Playera nu-n Battlegrounds. Trage în el aici cu shotgun automat. Bă, dar nu ne mai gaza, bă, și n-o sudrecu. Stai că tot au venit zombie. Nu, 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 nu-mi detonez asta acum. Hai, încarcă. Bă, dar nasol, bă, că vin și carca la aceștia. Unde-i, mă? A, e la liliece acolo, am înțeles. Hai că nu dă damage mult, văd. Sau fi și chestia cam armură de mea, așa puțin damage. Auci, nu mai da în mine, dă-te în chișet. Bă, dar nasul, mă, că pe ăsta-l confund cu un player uneori. Hai că văd că-i dă damage ceva shotgun-ul ăsta al meu. Mai și râde acum al dracu. Iar a dispărut. Q to heal, am văzut. Stai că mă duc să iau repede niște... Lasă-mă în pace! Hai mă, iar mi-a dat cu gaz. Ăsta și... Lasă-mă în pace! Bă, ăsta mă fugărește numai pe mine, ce dracu! Nu s-a dus, mă! Mamă, dar e chinul naibii cu boșii ăștia să-i bați. Așa, de. Mamă, cât i-am dat. A murit, gata. M-a terminat, se pare. Valacule, mai ești? A murit și valacul. Ia, îi faci ceva robotul? Hai că a scăpat la limită robotul, se pare. Atât, mă, ce aruncător de fieră straia are ăsta.
Asta cred că a fost AFK până acum. Ah, ban, uite că trage în el. Hai mă că mare puțin puteți bate. Robotule, hai că nu mori tu așa ușor. Dă-mă cu lamele de flex. Hai mă, dă-i cu flexul. Last player standing. Am încurcat-o. Hai mă, rezistă asta. Hai mă, hai că poți. Nu mai are lame. Dă skill. Hai mă, dă cu lamele. Aoleu, până dă reload. Hai, taie el, taie el. Vezi că a dat cu grenada, ai grijă. Ce dă ăla cu grenada. Dă skill, vezi că vine. Mamă, parcă aș fi comentator la ceva meci. Și? La limită. Ce dracu mă, mi-a picat netul acum. Cred că l-a bătut, nu? Gata, victorie, da. Nu știu, mi s-a întrerupt bine internetul, cred. Hai că am câștigat. Ultimul player ăsta cu fierăstrău a reușit să-l omoare. Hai să vedem ce status... Ia uite cum își aruncă armele. Hai să ne zicem de Team Awards pentru fiecare pacul. Ia, la mine zice ceva. De mine nu zice nimic. Haidem. Deci n-am făcut niciun knife, am omorât 23 cu pistol, am omorât 115, 3 de aia mare am omorât, ia uite cât XP îmi dă, și ca demolator, și firebang, mi-a dat câte puțini fiecare, hai să vedem. Player status, total așa, total așa, pac, 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 pac. Top weapons, că pe astea am fost și gata, hai că ajunge aici. Cum ies din joc, ok, hai să îi dau exit. Exitul main menu, gata. Păi cam ăsta ar fi și jocul nostru, Killing Floor 2. Vă ce părere aveți jocul ăsta? Cred că am stat vreo mai bine jumătate de oră în meciul ăsta. Da, a fost destul de interesant. Mie nu-mi place jocul ăsta. Da, nu-i la fel de horror ca și jocul trecut, cum am spus. Și mai era o chestie ce am văzut cam pe aici, niște căcaturi, dar cu accesorii. Am putea să vă zic aici, gen gear. Aici, aici. Poți să ai accesorii. Ce sunt astea? A, deci astea sunt caracterele, că nu v-am arătat asta. Caracterele și poți să pui așa. Deci asta e emoția cum se danseze, cred. Body, gen ce haine să aibă pe el, ce model, așa. Mutra, ce mutră să aibă. Și accesorii. Pălării, ochelari, bla bla bla. Dar mai aveam eu ceva pe aici, nu mai știu. Ia, valută, ce request. Hai că asta nu știu ce. Ok, mi-a deblocat ceva, văd. Ok. Inventory, hai să vedem inventory. Astea ce sunt, că nu înțeleg. Aha, deci ca să-mi dea... Hai să le folosesc. Deschidem și căcaturi de-astea ca să-mi dea accesorii pe caracter. Ce avem? Hainuță nouă, back. Bilete către Halloween, nu știu ce fac astea. Nu o reciclez, hai să văd. Use, hai că-l deschid pe toate dacă tot sunt aici. Ce ne dă acum? Cred că ăsta e skin pe lopată. Equip! Bun. Dar asta nu pot să-i dau echip, sau ce dracu' e asta? Ia stați un pic. Gear. Și nu vine aici? Aha, uite. Aha, noua haina astea. E, dacă tot am luat-o, hai să mai deschid astea. Deci astea, Halloween așa, și spray sticker required. Ok, ca să-mi dea ceva de Halloween. Hai că nu le stric acum. Back. Hai să deschid toate astea. Poate îmi dă ceva mai scump așa și pot să vând după aia pe Steam, cine știe. Asta pare interesantă, back. Hai să deschid toate astea. Mă simt ca la CSGO, sincer. Dacă ți-ar da așa că ți-e frice, bine ar fi. O muscă, ce dracu' asta? Valut, ok, hai, use. Dă-mă o mască de aia de gaze mișto. Sau un caracter, nu știu. Ce mai avem? Face paint pentru asta. Am înțeles, hai încă 5, le deschid acum pe toate. Cine știe, poate o să se ajungă la o de-asta. O serie, cum zirau. Mască de gaze, exact ce ziceam. Ce voiam să zic, cum de erau populare cândva videoclipurile cu ăia care deschideau cutii pe CSGO, așa se apare și la astea. La Killing Floor se apare cu cutii de astea. Hai încă 3, le deschid și pe astea. Sigur aici este episodul prea lung, dar aia e. Nu stau să randez acum. Skin, ia uite bă, skinuri, equip. Așa. Use. Să văd cât îmi pot customiza caracterul acum.
Da, l-am deja o dată pe ăsta, unequip. Ok, am o dublură, pe aia direct o vând. Și ultima cheiță, cutie cartonaș, ce ne dă? O, equip, hai că asta îmi place. Și web, deci astea sunt skin-uri, aha. Aha, that's my shit. Cosmetice, nimic, crafting, astea așa, nimic așa. Hai să mai dau o dată la gear. Deci, emote, atât. Head, atât. Deci am asta așa și accesorii. Pot pune o... Ce dracu mai asta? A, parcă aș avea Daryl Red poza la canal cumva. White mask. Musca asta. A, îmi pun o muscă în cap. LOL, ce tare e. Și ce mai am pe aici? Masca aia de gaze. Care trebuie să te mă, cred că asta e. Z time. Așa și... Pălării tot astea îs. Glasses acea... Hai că eu rămân cu musca asta pe căci... Vorba aia, am rămas cu musca pe căciulă. Bă, dar arată mișto ce-i drept. Bun. Păi cam atât și videoclipul ăsta de Killing Floor. Eu sper că v-a plăcut. Și... Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți despre jocul acesta și din nou, Happy Halloween tuturor! Ciao les!